Pelerinii din mai multe părți ale țării au participat în zilele de 14 și 15 august 2022 la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu. Duminică seara, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba veciernii unită cu litia în altarul de vară din incinta Bisericii Monument a Așezării Monahale. Dumnezeu, prin rugăciunile Maicii Domnului, a trimis ploaie din belșug peste pământul însetat, astfel că pe tot parcursul slujbei picăturile au căzut din cer. Procesiunea de scoatere a icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului, care a fost așezată în baldachinul împodobit cu flori. Oamenii s-au închinat cu multă evlavie la odorul de mare preț, cerând mijlocire la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Părintele Dumitru a Petrii, de la parohia Botoșenița Mică, protopopiatul Rădăuți, județul Suceava, a ținut un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Iată că mutarea Maicii Domnului la cer ne-a adus binecuvântarea ploii pe pământ, ca să-i mulțumim încă o dată pe ea de sus ne vighează și noi suntem slujitorii ei cu păcatele noastre cele multe. Părintele stareț Nicodim a mulțumit credincioșilor pentru că s-au rugat împreună în așezarea monahală din Dealul Mare. Zi binecuvântată, Sfântă Sacră, și cu ploaie, cu belșug, frățile voastre cei cu bună credință și ați venit cu credință evlavă la Maica Domnului, ați adus și această binecuvântare și belșug ca Maicuța Domnului a revărsat ploaie pe fața pământului. Programul liturgic a continuat cu taina Sfântului Maslu, săvârșită în biserica Acoperământul Maicii Domnului. În fața clopotniței Mănăstirii Hadâmbu a fost întâmpinat apoi în al preasânzitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei. Ierarhul și-a exprimat bucuria pentru că a poposit la Mănăstirea Hadâmbu, pe care a asemănat-o cu un tabor. Aici, pe, să zicem așa, pe dealul acesta sau pe muntele Taborului, unde sunteți o gloată mare de credincioși care ați venit la această sărbătoare. Am venit și noi la această sărbătoare, la invitația părintelui stareț, și ne bucurăm să fim noi la Sfânta Liturghie cu toți împreună. O mare binecuvântare pentru Sfânta noastră Mănăstire și numai pentru noi toți și pentru toți credincioși și prezenți în această binecuvântată noapte și mâine cei care vor fi prezenți la Sfânta Dumnezească Liturghie. În apreția voastră, deși nu este hramul Sfintei noastre Mănăstiri,
eram un monument istoric, nașterea Maicii Domnului, 8 septembrie, dar credincioși, având o mare evlavie către Sfânta Icoană Făcătoare, vin în număr foarte mare și la adormirea Maicii Domnului. Este pentru prima dată să vă mărturisesc când avem la adormirea Maicii Domnului erar. La miezul nopții, în incinta ansamblului monumentului istoric al mănăstirii Hadâmbu, s-a oficiat slujba prohodului Maicii Domnului de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță împreună cu un sobor de preoți. Oamenii au cântat cele aproape 200 de strofe sub cerul liber, deși aproape pe tot parcursul slujbei a plouat. Se dai ca să te mărim, Fecioară Maică, mai cinstită fiind și mai mărită mult decât toate cele ce de sus. Cuvine-se acum pe noi de sus. Prea curate mâini tinzim către Dumnezeu, Fecioară, ca o bună miluiește și acoperă. Cuvântul de învățătură a fost adresat de către părintele Vasile Țarcă, misionar de caritate la Biserica Spitalului Păduri în Grajdul, județul Iași. Am reușit să ducem la bun sfârșit cântările, slujba Ucrainei, privechirea de noapte și în acest fel să aducem laudă Maicii lui Dumnezeu pentru toate binefacțiile care le revață asupra poporului creștinesc de pretutindeni. La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță a menționat că Maica Domnului a mijlocit darul de ploaie care s-a revărsat pe parcursul după amiezii de duminică și în dimineața zilei de luni 15 august. În ziua praznicului adormirii Maicii Domnului, înalt preasfințitul Părinte Petru a fost întâmpinat de către soborul slujitorilor în dangătul clopotelor și al cântării prestăpânul. Ierarhul s-a închinat la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, apoi a slujit Sfânta Liturghie în altarul de vară al așezării monahale. Credincioșii din mai multe părți ale țării s-au rugat împreună, cinstind astfel praznicul adormirii Maicii Domnului. Doamne, îl păzește!
Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Marta însă se silea să facă o spăț mare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc. Al Tocitor, Părătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și Bunul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, un cuvânt emoționant a fost ținut de către părintele Adrian Cucu, secretarul Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași. Ce ați venit să căutați aici? Ce ați venit să aflați aici? Ce ați venit să găsiți aici? Ați venit să gustați dintr-un colț de Bucovină. Că de asta am venit și eu. Acum 43 de ani, în zori de zi, mama a ales să mă nască. Și mi-s bucovinean. Și mi-s bucovinean din sânge. Mi-s bucovinean din naștere. Și pentru că în această zi importantă pentru mine, am vrut să gust din Bucovina, am venit aici. Am văzut și văd în mulțime mame a căror copii sunt plecați departe. Și sunt în bătaia vântului acolo în străinătate, în țara nimănui. În țara în care Hristos a înviat nu înseamnă nimic. Părintele Mitropolit Petru a mulțumit înalt preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru că a binecuvântat să slujească la Mănăstirea Hadâmbu. De asemenea, ierarhul i-a oferit Părintului Stareț o distinție pentru lucrarea săvârșită în sprijinul credinței ortodoxe din Basarabia. Mulțumesc în primul rând la preasfințitului Teofan că el a dat această binecuvântare ca să vină aici la mănăstirea dumneavoastră, unde o conduceți, unde văd că sunteți un bun gospodar și ați făcut lucruri mari și frumoase. Eu așa am iubit să zic mari și frumoase. Știu că întotdeauna fiecare dintre noi se cunoaște întotdeauna cum dirijează lucrările, fie în mănăstire, fie în parohie, se observă foarte mult. Așa și frăția voastră aici, ca stareț. Știu că ați făcut de mănăstirea aceasta, ați făcut un Ierusalim, așa cum am zis și aseară, unde vedem Ierusalimul nostru de aici, Ierusalimul românesc, care ne adună aici, ne împărtășim și toate trebuie să le facem pentru mântuirea a fiecăruia dintre noi și pentru mântuirea acestor credincioși care vin aici la preasfințirile voastre. Am rămas cu impresie foarte frumoase. Mulțumesc că n-am preasfințitul de Teofan, preasfințit din partea mea. Voi vorbi și eu cu el la telefon. Vă așteptăm în Basarabia să veniți. Și noi avem acolo oameni frumoși, oameni credincioși, oameni buni, așa cum trebuie să ne bucurăm, trebuie să fim mai aproape de noi alții. Zicea prea fericitul odată în cuvântarea lui, dar chiar și prea fericită actuală, zicea. Noi, zice, noi, zice, avem graniță pe mijlocul țării. Dar nu mi-a dat atât de tare seama că ce înseamnă. Urmă,
Nu zice, uite, că avem granițe, zice, avem pe mijlocul țării, și Basarabia și România, Moldova, zice, era o țară întreagă. Acum, zice, suntem pe jumătate. Preacuviosului Părinte Arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul Sfintei Mănăstiri Hadâmbu, această distincție de ambasador al Ortodoxiei și Românismului în Basarabia, pentru toată lucrarea săvârșită în sprijinul credinței ortodoxe, a tradiției strămoșești și a sentimentului național în teritoriul dintre Prut și Nistru, dar aș adăuga eu și pentru cea pe care o va săvârși cu ajutorul dumneavoastră și de acum înainte. Axios! 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 Părintele Nicodim Gheorghiță i-a dăruit în al preasânției sale un engolpion și o cruce pectorală, manifestându-și recunoștința față de toți cei ce au înconjurat-o pe Maica Domnului cu multă credință în cele două zile de sărbătoare. În al preasânției voastre, cred că va rămâne în istorie prezența în al preasânției voastre a locului, deoarece este pentru prima dată când la adormirea Maicii Domnului, deci nu este hramul Sfintei noastre mănăstiri, noi avem hramul pe 8 septembrie, dar Evlavia, credința, prezirea față de Maica Domnului, iată în al preasânției voastre vine foarte mult popor iubitor de Dumnezeu și de Maica Domnului. Îi mulțumesc pentru binecuvântările arhierești, pentru cuvântul blând și pentru smerenia pe care v-a dorit-o Dumnezeu și aș dori, dacă nu vă supăr prea mult, să mai reveniți în acest loc să poposiți și este o mare bucurie pentru mine că ați poposit de altfel și astă noapte și ori de câte ori îmi va dori Dumnezeu puținul care îmi va dori, am să trec peste Prut, în Basarabia. Și vreau să vă spun în altă astea voastră că astă noapte, cei care au fost prezenți din pelerinii de față, cei care au mai plecat dintre ei, poate că au stat până la 3 dimineața în ploaie, dar nu ploaie. Maica Domnului a dat belșug, dar aici am văzut într-o seară și într-o noapte ploaie cum n-am văzut toată primăvara și vara până acum. Ne-a blagoslovit Maica Domnului cu mult har și dar. De ce, Părintele Stare, mi-a făcut cadoul acesta? Ca să mai vin aici. E o datorie. Vrai, nu vrai, e o datorie. Și cum zice și prefericitul, zice, dacă dai, ai. Dacă nu dai, nu ai. Dacă dai, îți mai dau și ții alții. Și așa că zicea, zice, băi, dacă eu mai dau, îmi trimite și mie Dumnezeu. Dar dacă nu dau, nu ieși ce am. Prin dragostea familiei Gorongea din Iași, pelerinii au primit o masă caldă. Programul sărbătorii s-a încheiat cu procesiunea introducerii icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului în Biserica Monument a Așezării Monahale din Dealul Mare.